Dansat. Dans. Speranței? Da, da. Noi astăzi ne-am distrat foarte tare pentru că am avut o distracție. Ce ați făcut? O, și-am dansat. Am văzut un spectacol foarte minunat. Ce dans ați dansat? Ziua copilului de 1 iunie și am venit în excursie la Alba Iulia de la protocopiatul Sfânta Filoftea din Târgu Mureș. Ce ați făcut? Astăzi ne-am distrat. Cum v-ați distrat? Prin dans, prin plimbare, prin vizitare mănăstirilor. Ce dans ați dansat? Dansul Speranței. Aveți grijă, ușor! Ho, ho, ho! Fiecare câte un balon! A fost foarte frumos, am văzut și un spectacol, am dansat, am cântat. Ce dans ați dansat? Dansul Speranței. Ce înseamnă să ai speranță? Speranța înseamnă să crezi în tine. Am dansat dansul Speranței împreună cu toți copiii și ne-am distrat foarte mult. Ce înseamnă să ai speranță? Adică să crezi în tine. Și noi astăzi toți copiii am crezut în noi. Am dansat, am cântat, ne-am distrat. Am dansat și ne-am uitat la un spectacol cu un greieraș, cu un fluture și cu o mită care s-a transformat într-un fluturaș. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult? Când am dat drumul la baloane și ceilalți au fugit după ele și le-au spart. Și baloanele au pornit din sus. Mi-a plăcut cel mai mult spectacolul și de greieraș. Când am dansat. De ce? Pentru că îmi place să mă distrez. Mi-a plăcut cel mai mult când a venit greierașul pe scenă de a făcut magie. A fost o experiență frumoasă. Ce înseamnă să ai speranță? Adică să nu renunți niciodată, în orice situație. Să nu renunțăm niciodată, că poate să ne se îndeplinească vise. Că nu s-a îndeplinit la o mită. 1 iunie reprezintă speranța copiilor. Toți copiii au fost foarte bucuroși că au venit la acest eveniment. S-au bucurat și au simțit pe deplin
bucuria acestui eveniment. Ne bucurăm și mulțumim filantropiei că a putut organiza acest frumos eveniment. Ce au făcut mai exact? Copiii au dansat, Dansul Speranței, au reușit să iasă din viața de zi cu zi, au reușit să se înalțe, au reușit să viseze. Speranța înseamnă totul. Speranța înseamnă... Unde este speranța? Aici! Speranță! Am o deosebită plăcere să particip la acest eveniment, mai ales că, ca și coordonator al activității sociale filantropice a Patriarhiei Române, avem o colaborare foarte bună cu Arhiepiscopia de Alba Iulia. Centrele de aici sunt centre de excelență, fac lucruri foarte bune în activitatea social-filantropică. Pentru asta chiar și un partener de-al nostru din Danemarca, o universitate importantă, Via College, și i-a selectat pe ei ca să facă un proiect pilot. Evenimentul de astăzi, personal, a fost unul deosebit. Am văzut copii foarte fericiți, am văzut tineri care se bucurau, care aveau speranța că viitorul o să fie mult mai frumos de acum încolo. Câți copii au fost prezenți și ce au făcut? Din informațiile pe care le am, au fost aproximativ 1.000-1.300 de copii din cele 45 de așezăminte sociale pe care Arhiepiscopia de Alba Iulia le are în jurisdicție. Să ai speranță în tine totdeauna!